Hai să îți arăt, pas cu pas, cum am montat acest lambriu de lemn pe pereții acestei încăperi. Totul explicat simplu, elegant, astfel încât și tu să poți face asta pentru proiectele tale viitoare. Să începem! Prima dată îți prezint trei variante de debitare de tăiere a bucăților de lambriu, astfel încât să dispară scuzele de genul e prea greu, nu am sculele și instrumentele necesare montajului. Cu ajutorul unui creion, a unui rulete și a unui vinclu, am trasat cu exactitate lungimea necesară de tăiere a scândurii de față. Iar tăietura efectivă o poți face cu fier strău de mână, cu fierăstrăul pendular sau cu fierăstrăul circular staționar. Bun. În imagini avem pereții camerei înainte de placarea cu lambriul rășinos. De reținut, poziția șipcilor orizontale și verticale, acestea reprezintă structura suport pentru fixarea viitoarelor bucăți de lambriu. Faceți tot posibilul ca acest caroiaj să fie cât mai drept, cât mai în vinclu, cât mai aliniat. În funcție de cât de bine s-a realizat acest lucru, va determina într-o proporție mare succesul rezultatului final. Așa că, atenție la fixarea șipcilor orizontale necesare stelajului. Mai departe, fixarea efectivă a bucăților de lambriu se va face cu ajutorul unor cleme speciale. Clemele se vor prinde de structura suport cu holți șuruburi și astfel realizăm un montaj profesional, elegant, fără accesorii vizibile. Mergând pe principiul sistemului de îmbinare Knut și Feder, am împreunat pe rând, cu răbdare, bucată cu bucată, panourile de lambriu. Și, în sfârșit, avem mult așteptatul produs final. Camera de față reprezintă viitorul atelier de tâmplărie a celui ce vă vorbește, Constantin Barbu. De aici vă voi relata cele mai interesante informații și tehnici din lumea mobilierului și a tâmplăriei. Spor în toate!